Dacă sunteți de acord să începem? Da. Ați avut la mapa de corespondență ultimele trei procese verbale ale ședinței Consiliului Local. În față de cel din 27 august, dacă sunt obiecții, observații, propuneți. Dacă nu, cine este pentru conținutul acestuia? Mulțumesc. Împotriva, abțineți. Pe marginea celui din 2 septembrie, dacă sunt obiecții, observați. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Mă abțin că nu am fost prezent. O abținere, domnișoara Grăgean. Pe marginea celui din 10 septembrie, dacă sunt obiecții, observați. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. O abținere, domnul Gian și domnul Barco. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele ședinței. Doamna Popa. Doamna Pânteanu, ăsta, Mușat Talina. A fost făcută propunerea ca doamna Mușat Talina să fie președintă ședinței. Mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, cine este pentru ca doamna Munteanu să fie, doamna Mușat să fie președinte? Da. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Felicitări.
Și înainte de toate, aș vrea, am văzut că s-a mai montat o cameră acolo. Dacă vedem și noi acreditarea, domnul secretar a fost prezentat ceva în sensul ăsta? Nu. Acreditarea, dacă dumneavoastră ne-ați, ca și ziarist, dacă ați prezentat-o. Văd că v-ați și instalat. Absolut. Nu oricine. Aveți voie, ascultați-mă, aveți voie să participați, dar nu aveți voie să registrați și nici să faceți poze. Sunt aproape două luni de când puteați. Să mergeți afară cu aparatul. Deci nu. Jurnalist. Faceți după dacă sunteți ziarist și că aveți acreditare. Am un legitimație, totul este regulă. Păi, este nevoie de acreditare și este nevoie... Trebuie să știți... Tocmai de asta vă cer. Nu aveți dreptul dacă nu aveți acreditare și n-ați prezentat-o la secretarul meu la Parlament. Nu este adevărat. Deci vă rog să mergeți să opriți camera. Și nu aveți nici voie să înregistrați, puteți participa fără să înregistrați și fără să faceți poze. Cine mă dă la poziția gestoară? Tata, suspendăm ședința. Da, asta spun, vom suspenda ședința până la momentul când o veți supune ordinelor. Chiar nu suntem aici în care vorbim.
Alo, bună ziua. Bună ziua, Laura Suzana Mamesc. Aș vrea să vină cineva la primăria organizată, pentru că nu se respectă legea 544 și Constituția. Și să vină cineva să consemneze ce s-a întâmplat. Și să consemneze, domnule, mergeți afară, domnule, și rezolvați vă trebuie la afară. Ce dracu, bate joc de noi? Ce dracu înseamnă asta? Așa v-ați bătut joc de 3 ani de zile de noi. Vă rugăm frumos să vă rezolvați temul la afară. Da, poate să rămână. N-a zis nimeni că nu poate să rămână. Doar că aparatele sunt oprite. De ce? Pentru că nu aveți acreditare. Așa mi s-a spus de la domnul secretar. Nu ați prezentat. Dar legea 544 și Constituția și cred că... Da, și dumneavoastră faceți la fel. Tocmai de asta. Tocmai de asta o cunosc și vă spun că aveți obligația să prezentați această acreditare pe care nu aveți. Vă rog să plăceți să rezolvați problema pentru că stați pe timpul nostru aici. Da, să nu se înțelegă și poate. Să-i arate dumnealui dacă are acreditare. Deci păi am avut legitimație de ziarist și oricine poate să vină la ședințele de consiliu. Absolut, dar nu să poseze și să facă... Absolut, înseamnă că este voie, da? Puteți să participați, ce nu ați înțeles? Nu aveți voie să filmați, nu aveți voie să faceți poze. Pentru asta vă trebuie acreditare. Plus de asta, tot consiliul a votat. Să-mi arate și ceilalți ziariști acreditările. Au contracte cu primăria, din câte înțeleg. Puteți face și dumneavoastră contract și acreditare. Dar haideți să vă spun ceva. La momentul ăsta chiar nu aș vrea să mă discut cu dumneavoastră mai mult, pentru că colegii mei așteaptă să-și înceapă lucrările. Vă rog să vă strângeți aparatele și să mergeți afară. Le lăsați afară, vă întoarceți și nu e niciun fel de problemă. Puteți să asistați la ședință. Nu singur, poliția locală, voi ce faceți, mă? Și dumneata, îți va joc de o lume întreagă aici, ce dracu se poate? Ce tu te uiți așa ca aia? Tăia tâmpină. Ce Dumnezeu? Poate să-și strângă, alea le bag în gentuță, nu le... Ai fost învățat numai să-ți faci joc de lume. Chiar nu înțeleg. N-are rost să lăs Dar nu are voie să participe, dar să trece distrezea, înțeles. E problema dumneavoastră, contestați, dumneavoastră, contestați unde vreți, dumneavoastră. Pane, făceți-vă datoria, tot după aceea. Și vine toată lumea și face fotografii și hotel. Hai să terminăm o dată. Ce Dumnezeu? Mizeria astea pe Facebook. Deci nu, e mai multe că eu vreau să vă citesc. Uite așa, vă face de 3 ani de zile. Am cineva treaba în consiliu. Ce facem acum, dacă vă riscați? Deci eu discut cu poliția locală, ei sunt poliția mea. Acum ce aveți de obiectat, obiectat și sigur că da. Hai vă rog eu frumos, numai
Dați nașterea la discuții de astea contrabile, mai pune și pune... Dar poți să faci aparatul ăla în geantă și s-a terminat lucrarea. Și te ia lup și... Elisa, toată ședința va fi televizată, poți să-și ai informațiile de acolo. Ședință deschisă, dar nu problemă. Ne deranjează că trebuie să respectăm niște reguli. Dar ce avem pe cineva care ne perturbă activitatea și care nu vrea să înțeleagă, vrea să ne impună regulile dumnealor. Dumneavoastră nu sunteți în regulă, nu aveți acreditare, oamenii din Consiliu vă invită ca să le vedeți afară. Bărnișoare, n-are rost să mai putem discuțiile astea. Acum ce trebuie să mai simăm și mascați pentru... Domnul polițist, dacă bagă ăla în sacoșe, poate participa fără nici cea mai mică problemă. Și închis și până la lui. Ce, o singură persoană face regula în orașul ăsta? S-a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oltenița și un al doilea proiect privind eliberarea, numirea unui membru în Comisia de Specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oltenița pe probleme de urbanism și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice. Cine este de acord cu suplimentarea? Împotrivă? Cineva se abține? Nu, mulțumim. Cine este de acord cu ordinea de zi? Votul împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumim. Primul proiect de hotărâre se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015 conform anexelor 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Toată lumea a studiat materialul, am discutat pe, la ședințele de Consiliu și aveți cuvântul. O completare, da. Primul hotărâre Consiliului Județean a fost alocată suma de 250.000 de lei pentru reparații la Liceul Bolcescu, pentru reparații la acoperiș. Și o a doua adresă venită ulterior întocmirii raportului de specialitate, se suplimentează sumele pentru plata salariilor în instituțiile de învățământ cu 1.151.000, deci aproape 12 miliarde de lei. Da, da. Dacă sunteți de acord, să introducem și aceste două completări în anexa hotărârii de Consiliu. Deci, votăm proiectul cu aceste amendamente. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se aprobă plata sumei de 1240 de lei cu titlu de cheltuieli de executare către Dacă sunteți de acord cu făcut amendamentul sumei proiectul cu amendamente și toată lumea a fost aveți ceva de da, pentru că nu ni se explică și nouă măcar de falsat ce s-a pentru care școli, pentru ce anume se fac aceste plăți. Păi, a fost pe mail. Păi a fost... Raportul a fost pe mail. Deci nu avem decât această cârpire. Pe mail l-ați avut da, e posibil să nu le fi avut, dar pe mail toată lumea a primit. Se aprobă plata deci, sumei de... Deci atunci, doamna președinte, vă scuzați. Da. Doresc să fim neparticipați la vot la această propunere, la prima hotărâre de Consiliu Local. Dacă vreți, vă poate da pentru cunoștința dumneavoastră un exemplar ulterior. S-a luat act de faptul că nu sunteți, n-ați votat. Se aprobă plata sumei de plăcere de 1240 de lei cu titlul de cheltuieli de executare către creditorii Balea Georgeta Săvulescu Eugen Iosif noi Ioan Virgiliu. Se va consemna într-un cont. Se aprobă plata sumei de 100 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată și a sumei de 1000 de lei cu titlul de daune morale către domnul Dima Gabriel.
aceste plăți sunt obligatorii, totuși trebuie să pus la vot cine este pentru, abține, împotrivă, mulțumesc. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Oltenița în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ din Municipiul Oltenița, conform anexei pe care o aveți, ați avut-o, ați studiat-o, dacă sunt probleme... La asta e o problemă. Da, vă rog. Haideți să o lăsăm ultima pentru că trebuie vot secret. E vorba de persoane. Și tot vot secret o să fie și la cea cu desemnarea... Și o lăsăm ultima sigur, după ce terminăm. Desemnarea membrii în comisia de urbanism. Da. Lăsăm la urmat. Atunci, următorul proiect se modifică anexa 1 a hotărârii Consiliului Local 162 pe 2014 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015. Dacă cineva are de adăugat, de complet, nu, împotrivă, nu. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Se aprobă transformarea unui post contractual de asistent personal din compartimentul asistenț personal în post contractual de consilier gradul 1 an, de studii superioare și mutarea acestuia în compartimentul financiar contabil din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Oltenița. Statutul de funcții și organigrama a Serviciului de Public Asistență Socială se va modifica în mod corespunzător. Dacă nu sunt probleme, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Planul... Asta e următorul, da? Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Hala Graj pentru terenul situat în extraplanul municipiului Oltenița, din tarla 105 per 1, parcela 41, număr cadastrat 23.152. Dacă aici sunt probleme, solicită explicații. Unde este solicitat planul acesta? Unde este amplasat terenul acesta? Vis-a-vis de Stepoan, pe când? Nu este pe vis-a-vis de Stepoan, este... Pe drumul spre Panemoș. Păi și nu este drumul, nu-i vis-a-vis de Stepoan. La stația electrică, la stația electrică, pe drumul spre Călărea, se face... Și nu e de Stepoan, dar la ce mai departe? Stepoan? Nu este Spunem la vot. Cine este pentru? Da. Abține? Împotrivă? Sunteți de acord să votăm? Urmează 4-5 proiecte prin care se vinde un apartament, câte un apartament ANL. Le vom supune pe rând, da? Da? Da. M-am gândit că se poate... Se aprobă vânzarea unui bun imobil, apartament aparținând proprietății private a statului, construit prin ANL, din Bulevardul Tineretului, către domnișoara Boboc Maria. Există prețul de vânzare, există condițiile, dacă sunt nelămuriri, întrebări, nu. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă și recupere. De asemenea, se aprobă vânzarea unui imobil apartament construit prin ANL, tot din Bulevardul Tineretului, către doamna Constantin Elena. La fel, prezent prețul, condițiile, cine este pentru? Abține, împotrivă. Se aprobă vânzarea unui bun imobil apartament, tot situat în Bulevardul Tineretului, către doamna Stanciu Geta. Dacă sunt comentarii, cine este pentru? Abțineri, împotrivă?
poartă în relevantul tineretului, către doamna Spirea Ionela Primița, tot de la ANR. Cine este pentru? Abțineri? Hotărârea numărul 56 din 25 iunie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Oltenița privind aprobarea vânzării unui bun imobil apartament, tot construit prin ANL, în relevantul tineretului, către doamna Dima Elena. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Următorul proiect. Suprafața de privește o îndreptare de aluneelor materiale preflate în anexa numărul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 27/2005. Suprafața de 49.500 metri pătrați înscrisă în această hotărâre privind însușirea listei terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Oltenița se înlocuiește în schimb 46.035 de metri pătrați. Dacă sunt de lămurit... Propun înlocuirea punctului 4, articolul 4, care spunea diferența de 200.000 se va da în proprietate municipiului Oltenița, două apartamente, două camere plus dependențe. Cer înlocuirea acestui articol cu următorul articol. Pentru diferența de valoare de 229.756 RON, care înseamnă 52.031 euro, la finalizarea construcției, bloc cu spații comerciale, sedii, firme, birouri, unități locative, cu termen maxim 31.12.2020, SCREC va da în proprietate municipiului Oltenița două apartamente cu două camere plus dependențe, situate la primele două etaje destinate unităților locative. Punctul 2. În situația nerespectării termenului de finalizare a construcției și nepredării celor două apartamente precizate, sunt trei situații. Prima. Cu avizul Consiliului Local vor avea loc negocieri. B. SCREC până la 31.03.2011 va da în proprietate municipiului Oltenița 2021. Va da în proprietate municipiului Oltenița două apartamente cu două camere dependențe situate în zona bulevardului Tineretului, strada Argeșului. Sau va plăti diferența de valoare plus dobânzile legale. Deci în felul ăsta am toate problemele care s-au ridicat marți le-am prins și cu posibilitatea soltei în bani și cu posibilitatea să nu ne dea două apartamente cumva, cum a zis domnul Gheorghe, pe centură sau la nu știu unde. Deci aceasta face parte.
în situația încetării sau suspendării activității SCREC Oltenița, obligația punerii în aplicare a prevederilor 1 și 2 din prezentul articol se preia de către domnul Țucuivalei. Persoană fizică, pentru că el este administrator, e proprietarul firmei. Asta am vrut să spun. Restul, dacă sunt comentarii. Mai sunt alte comentarii, atât de bune. Era normal să îi le spun, să îi le citesc. Bună ziua! Să spun. Condiții multe, greu, nici nu știu dacă e un vin bun sau rău pentru noi. Am început să cred că e rău. Și mai mult decât atât, am crezut că se poate. Dar m-a surprins atitudinea unor consilieri care, prima linie se vede că lipsește, care eu am crezut în permanență că vor într-adevăr să facă ceva pentru oraș, că sunt dispuși să vină aici doar pentru binele orașului, dar de fapt în tot acest timp și-au urmărit interesele personale sau de partid. Cum eu politică nu fac, atât de multe condiții și atât de multe discuții, sincer, nu vreau să vă spun dacă e bine sau e rău pentru mine. Pentru că e rău. Dar chiar și persoane avizate din punct de vedere al construcțiilor susțin că ar fi un deal foarte extraordinar. Ori pentru treaba asta îi invit pe dânsii să creia. Și mai mereu tare. Dacă tot există atât de multe discuții, am înțeles că sunt specialiști care a investit oricând în chestia asta. Vă rog. Dacă tot avem specialiști, poate ne dăm o soluție. Domnul, ce treabă aveți voi cu dumneavoastră? Era o chestie ca o scuză și ca o părere de rău. Asta vreau de fapt, să-mi exprim părerea de rău, pentru că am sperat împreună cu domnul primar, căruia îi mulțumesc, care am crezut, amândoi am crezut că putem să facem un lucru bun. Păi, dar se poate face, chiar e problema. Domnul primar, nu sunt dispus să mă expun atacurilor de niciun fel. Nici politice, nici personale, nici... Eu vreau să muncesc, îmi asum niște riscuri enorme și vreau să-i văd pe oricare dintre cei care au vorbit negativ despre schimbul ăsta, investind acolo. Sau oriunde n-au trecut în oraș. Că n-au ajutat nimic niciodată, dar doar au încurcat aici în permanență. Domnul... Acum s-a văzut cu adevărat cine a încurcat și cine a încercat să rezolve. Domnul, s-a discutat, dar nu-i nimeni... Haideți să așteptăm rezultatul votului. Nu. Avem o înțelegere, ceea ce e corect. Să așteptăm rezultatul votului. Chiar vă respect, v-ați dat toată silința și nu ați sfârșit. Și eu nu răspund de nu ți-am trebuit peste unele chestii, ca să facem o treabă bună pentru oraș în primul rând. Și eu cred că pentru oraș. Nu spun că doar pentru oraș. Doamne ferește. Haideți să așteptăm rezultatul votului. Foarte adevărat, mai că dumneavoastră supuneți la vot astăzi, iarăși cu niște condiții. Acum eu aș avea o scurtă precizare și închei. Dacă tot au ridicat așa condiție după condiție, acum dumneavoastră sunteți 15, 17, nu mă pricep în cer scuze ca și număr de consilieri și care organizare. Păi veniți cu 17 condiții, dar eu nu am niciuna. Dacă tot a cerut domnul viceprimar data trecută evaluare și expertiză, evaluarea s-a făcut și mi-a venit deja factura să o plătesc eu, deși acolo scrie beneficiar primăria Oltenița și în speță domnul viceprimar că nu s-a cerut. Mă rog să vă achitați dumneavoastră, domnul viceprimar, cele 50 de euro factura pentru... Expertiză tehnică se nu, face ca așa nu, ceva. Nu, s-a făcut evaluarea, dar... Și evaluare. Înțeleg, pentru că astfel este funcție bugetară, trebuia evaluare. Este foarte ok, dar n-am cerut eu, nu ați văzut. De data asta, am și eu o singură condiție. Pentru că nu pot asuma, domnul primar, îmi cer scuze că... Da. Înțeleg că trebuie să facem bine. Pentru că nu pot asuma niște clauze absurde. Nu pot fi absurde. Cine a cerut o parte din structurile de clauzele de acolo, le-a cerut cu care nu sunt de acord. Cu care nu sunt de acord pentru că sunt incasibile. Care? Nu cunoaștem câte etaje suportă acea fundație. Toată lumea se exprimă pe vorbă. Eu nu pot. Eu pot să mint. Da, domnule, îți dau la etajul 7 și nu o să fac niciodată 7. La revedere cum ați făcut. Cum s-a făcut de atâta. Nu pot să-mi asum. Deci, singura dumneavoastră obligație e să respectați cuvântul. În plus, spune
de la 3 în sus. Expertiza dumneavoastră, dacă va spune decât două, facem un alt pus, facem un alt pus și eu vă promit, pentru că nu mai am nevoie de cât de compartimentul de specialitate, că veți avea două etaje. Două etaje. Cu cel mai mare respect vă spun, nu vreau să mint. Eu înțeleg, ceva trebuie făcut, dar eu în momentul ăsta trebuie să-mi asum că fac patru. Dacă îmi asum, dar nu m-a obligat nimeni. Nu avem expertiză, nu știu. N-a spus nimeni așa ce acolo, eu, m-a surprins și pe mine. Nu, mai fost toate și a zis, băi, stai un pic, nu e așa. Domnul Ciugui, dumneavoastră veți face expertiză și veți vedea câte etaje suportă. Este foarte adevărat, e obligatorie. De ce trebuie să vedem... Să vedem rezultatul vot. Pentru că, să încheiat, dacă nu suportă, ce ne-a spus domnule bun care aveți pretențiile că mai vreți 50 de mii, mai vreți 20 de clauze, mai vreți... Haideți să... Domnul Pima, nu știu unde, domnul Pima, când de fapt eu vă învățat. Dumneavoastră ați discutat de mai multe ori cu domnul Bani. Noi am discutat ca Consiliul Local mai puțin legat de această problemă. Am vrea să discutăm și noi. În primul rând, domnul Vali, nu este problema dumneavoastră cine lipsește de la această ședință. În al doilea rând, comentariile care le fac consilierii n-ar trebui să vă intereseze pe dumneavoastră, că este dreptul nostru, în calitate de consilier, să... Aici, da, să ne articulați, nu cu spăcile cum s-a articulat. Da, doar să ne fac să ne articulați, așa ca spate, sunt dispus să mă retrag. Iar în al treilea rând... Da. Iar în al treilea rând, diferența care a rezultat din raportul de expertiză, am pus niște condiții acolo să avem garanția că acea diferență o vom primi. Pentru că am mai fost sepuiți de alte firme în care mi s-a promis niște lucruri și până la urmă, dați-ne să concentrăm pe nu alte firme, alte ca să nu... Da. Deci, condiția care s-a ridicat acolo a fost ridicată de mine. Și eu am spus că acele două apartamente, în termen de 5 ani de zile, să le primim indiferent dacă dumneavoastră veți continua lucrarea sau nu. Păi să vă mai spun ceva, doar pentru faptul că s-a ridicat problema, că dacă firma Alex închide, cine preia, doar pentru că cineva s-ar gândi că firma Alex ar închide, nu mai sunt dispus să mai facem un deal. Ați auzit dumneavoastră chestia asta? Că da, să vedea de bine local? Adică vorbim de o firmă care vine să salveze orașul de nenorocire aia și vrea condiții. Aveți o expertiză, eu vă înțeleg că ați ridicat problema aia, dar ce nu vreți? Eu nu retrag de aia de preluat. Era supusă discuțiilor. Era doar să discuții. Asta a fost și ideea, adică nu vrea nimeni să bucurească prima. Deci eu retrag dacă tu ți-ai manifestat dorința că nu vrei. Cred că lumea știe că eu sunt om serios. Și eu zic la fel. În condițiile astea, nu pot asuma ceva pe care nu îl săpunesc. Aveți putere să mai am o propunere, să urmăm această hotărâre până îți vine expertiza. Și este corect să știe fiecare pe ce picioare stă, dacă ți-asum sau nu ți-asum, este corect pe treaba. Nu știu ce se întâmplă. Păi e o propunere, deja primar a spus așa. Deci spune la vot cum am indicat pe cineva să facă ceva constructiv, nu trebuie să trebuie să dărmăm. Asta e și supărarea mea. Nu mi-am zis, dacă domnul primar a deschidere, a fost așa de deschis, mie mi-ar fi imposibil să dau înapoi în momentul ăsta la ce deschidere s-a arătat. Hai să mergem până când apar, da? Nu mai sunt consilier, ce am la cuvânt. Mai acolo la expertiză. Abțineri și împotrivă? Abțineri? Abțineri. Două abțineri.
Două abțineri? Da, și 13 pentru. 13 pentru. Împotrivă? Împotrivă cineva? Da. Se transformă în funcția publică vacantă consilier juridic grad profesional asistent, funcție prevăzută la numărul 18 din anexa 2. Aprobarea organigramei a statului de funcție și a numărului de personal are aparatului de specialitate din primăria Oltenița. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu? Componența Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, realizarea lucrărilor publice, gospodărie comunală, așa, asta este. Domnul Pirone, mergeți în birou ca să votul secret. Vorbim de 1000 de metri cubi pe zonă, care costă 2000 de jumătate. Care avem deja condiții de dublu, ei nu știu cât beton e acolo. Cât costă azi? Dar ăla are 30 de ani. Domnul Baru. Domnul Baru, cu Dumnezeu înainte așa am zis. Da, domnul Baru. Deci ne-am angajat amândoi, că vrei să tai pământ. Domnul Baru. Bun, poți să tai. Eu vă spun, de data asta, din respect pentru dumneavoastră, ați zis la... Deci eu îmi doresc extraordinar de mult acest proiect. Iar la anul, vă dau cuvântul meu de onoare că demarăm parcul. Pe locurile care le luăm de la dumneavoastră, demarăm un parc pentru toate vârstele. De la copii, adolescenți, bătrâni. O toaletă publică ultramodernă, modernizăm zona acolo. Mutăm și ghena, facem o ghenă din aia subterană, care iese pe buton și golim containerele. Deci vom face o zonă extraordinar de frumoasă. Măcar să moară toți de necaz. Asta îmi vreau și eu. Să ne concentrăm pe foc. Cât am oferit această locație gratis, n-a vrut-o nimeni. Știu. N-a vrut-o nimeni. Gratis. Acum când luăm în loc o avere, nu... E bine. Asta mă gândește și pe mine. Și ce să zic toată dacă v-am spus. Nu se poate să vrei să faci bine și să găsesc chiar. De ce? De ce? De ce faci cum? Și ne auzim acum imediat.
ceva se poate face și trebuie să facem ceva. Nu merge foarte mult. Doar să nu domnul nu pune să de la cumpărare.
exerciții voluntare de frumuri, frate. Nu seamnă că el a lucrat o mai. Erau două. Mersi, mergi, 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 păi nu avem nouă, mă, dumneavoastră. Cu cea mai mare plăcere să fiți lângă noi
și absolut tot Consiliul Local. Dar Asociația Județeană Sportul pe Ajutor Sărăra și acordă și diplome și cupe pentru câștigători. Fără niciun fel de problemă. Mulțumesc. Vă rog să mergeți să vedeți. Picălui. Picălui. Da, știu. Știu, pentru că vă patru aveți viața de tot. Da. Aș fi plăcut surprins să se vedeți că zi de zi la stadion. Și tot au voie să alerge, să alerge în jurul stadionului, în jurul terenului principal. Mai avem și necazuri, dar n-am cedat la ce tot spun colegii de acolo. Se mai rup și scaune, se mai fac și lucruri rele, să mai intră și încălțați în patul de stradă pe terenul principal, dar noi luptăm, încercăm să-i disciplinăm, toate că șterul 2 acum este impecabil. Nu aveți voie. Dacă nu mai sunt probleme și eu aș vrea să vă rețin atenția. Câteva minute, chiar mai bune, mai mult de câteva minute. În ultimii 3 ani am fost atacat în mediul ăsta online de nenumărate ori, atât eu cât și colegii mei și dumneavoastră consilierii locali. Am dorit și am pretins celor din PSD să nu răspundă sub nicio formă la nicio provocare. Dar acum, pentru că pe lângă consilierii PSD și consilieri în general sunt atacați inclusiv oameni din primărie, vreau să fac câteva precizări apropo de mediul ăsta online. În primul rând, nici eu, nici viceprimarul nu suntem obligați să citim sau să intrăm pe online. Deci, nefiind obligați să participăm la dezbaterea care se poartă în acest spațiu, nu văd cum am putea să răspundem la eventuale întrebări acolo. Dar pentru că am fost sesizat, am studiat și eu cel puțin în ultimele luni. Ultima care frizează, zic eu bun simț, se referă la turnul de apă. Întrebare pentru cei responsabili, ce destinație a luat acoperișul din cuplu al turnului de apă? Ăsta e titlul mare și de aici o întreagă poveste împănată cu foarte, foarte multe minciuni, cu denaturarea adevărului. Se afirmă în acest articol cum că banii pentru turn au fost obținuți încă din 2011, de vechea administrație și că noi acum ne batem joc de acei bani. Vreau să vă spun că în proporție de 80% are merite pentru realizarea acestui proiect la turn o salariată din primărie care se numește Ruse Carmen. Ea este cea care, hai să zic, sub îndrumarea mea, a făcut posibil acel proiect, depunând cerere și obținând finanțare în 2013. S-a depus programul, proiectul. S-a finanțat pentru sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015, dar pentru că de 106 ani asupra acoperișului nu s-a intervenit și eu am rugat să se facă poze la lemn care a rezultat schimbând acoperișul, cât era de pudre, s-a obținut o amânare a finalizării, că nu era logic să faci turnul și pe acoperișul. Era logic să facem întâi acoperișul și pe urmă să continuăm cu turnul. Turnul a fost dat cu 8 zile mai devreme decât data de 30 septembrie, gata proiectul.
a avut autorizații, avize de la Ministerul Culturii și am avut doi dirigenți de șantier, specialiști în monumente. La monumente nu poate fi diriginte de șantier decât cineva acreditat la Ministerul Culturii ca profesionist în acest domeniu. Pe lângă faptul că se afirmă că turnul este ciudat, mie mi se pare că arată super, ieri m-a sunat cineva spunându-mi că un număr de vreo 10-12 cicliști străini s-au oprit, au filmat și și-au făcut poze lângă turn. Vreau să vă spun că m-am bucurat. Dar, propriu zis, proiectul turn nu este finalizat. Se va finaliza odată cu Casa de Cultură. Pentru acolo, că acolo, eu, în viziunea mea cel puțin, văd o piațetă în fața acestor două edificii, flancate în lateral de o alee cu niște statui, busturi a unor personalități din Oltenița. Așa cred eu că ar trebui să arate acolo. Referitor strict la cupru care a rezultat de acolo, a răspuns de el constructorul, care în paranteză fie spus, are toate patalamalele la mână ca să lucreze așa ceva, că și asta se întreabă cei care au scris acest articol mizerabil, dacă cel care a lucrat avea voie să lucreze. E corect, avea voie să lucreze. Acel cupru a fost predat de firma constructoare pe bază de proces verbal către primăria Oltenița și este sub lacăt. Eu am tras de timp un pic, pentru că transferat să iau cât mai mulți bani. Și la inițiativa unui consilier local, e vorba de domnul Gheorghe, am început să mă interesez cât bani putem să luăm direct de la Remat. Vreau să vă spun că o licitație făcută de către EcoAqua a vândut cupru cu 14 lei kilogram. Știți cât ne oferă Remat, care este unitate de stat? 17,52 parcă. Ceva de genul ăsta, da? Deci o diferență de 3 lei și jumătate la un singur kilogram. Din păcate pentru noi, nu avem dreptul să vindem acolo. Suntem obligați de lege să facem licitație cu strigare. Dar licitatorii care îl vor duce tot la Remat, că n-au ce să facă cu el, e cupru care a stat 106 ani sus pe turn. E găurit, e rost, e deteriorat. Nu se poate face altceva cu el. Au venit diversi cazane, ceoane, nu există așa ceva. Deci acest cupru, cu toate că nu-mi convine, va trebui să-l scoatem la licitație cu strigare. Dar vom pierde cel puțin 1 sau 2 lei, pentru că licitatorul trebuie să-și rezerve să poată să câștige și el ceva. Și pentru că a venit vorba de turn, vă rog, pe data de 28, adică luni acum, la ora 10, se face practic inaugurarea cu o expoziție de artă fotografică în legătură cu pescuitul pe Dunăre. Vor veni coordonatorii de proiect de la Călăraș, diriginții și eu cred cât mai mulți din partea noastră. Pentru că, haideți să fac invitațiile și pentru Nunta de Aur pe data de 1 octombrie, vă rog, la ora 11, ora 10, 10 și jumătate, toți consilierii locali. Nunta de Aur, cei cu 50 de ani? Știu, în ce zic? Joi. Iar pe 4 octombrie e ziua recoltei. Vă invităm din nou cei de la televiziune
se ocupă de eveniment, de la ora 8 seara până la 10 și jumătate seara, se transmite în direct. Și pentru că în acest articol, care vă spuneam că extrem de incorrect, ar fi trebuit și eu acum să îi explic celui care a scris că e fier și nu fer, decât cu naționalii noștri zic fer. Dar e vorba de fier. Elementul chimic e fer. E fer? Da. Ce scuzați? Nu se vrea că zic eu. Să zice și fer și fier. Nu știu cine a scris, dar eu știam că e fier. Fierul este fer, am închină cu carbon, așa, vă înțeleg cu tutură. Și în tabelul meu de elevi e fer? Fe. 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 E posibil. Deci înseamnă că eu sunt într-un lucru. În acest articol mă trimite ca să vedem și alte articole scrise. Și am fost curios să văd și eu ce. Întrebarea săptămânii de la șoferii oltenițeni. Poză mare cu niște gropi într-adevăr foarte mari la intersecția lui DN4 cu DN31A. Ca să fim explicit spre port acolo. Păi bă, fraților, dacă poți să pui asta acum două săptămâni când e finalizată lucrarea de acum o lună și jumătate, două, denotă extraordinar de multă răutate. Și a plecat eu în concediu. Din iunie. Deci de 3 luni. Deci de 3 luni e finalizat acolo și acum pune poză cu gropi și zice că șoferii întreabă ce se întâmplă acolo. O altă întrebare. E vorba cu tăierea pomilor. Am fost și eu curios, că da, trebuie să te pregătești să dai răspuns, dar e ultima dată când răspund la întrebări online. Cine are o nelămurire să vină aici, primăria este deschisă pentru oricine și putem să stăm de vorbă despre orice. Am cerut câți pomi, câți arbori s-au tăiat. Conform actelor și cerințelor cetățenilor s-au tăiat 30 de pomi, de copaci. S-au mai tăiat un număr de 20 și ceva de pomi fructiferi. E vorba de vișini și corcotuși. Nu s-au tăiat în rest nimic. Iar din documentele primăriei, numai în 2015 s-au plantat 200 de copaci, 250 de stejari roșii și 450 de arbuști. Vă rog să faceți dumneavoastră comparații. Un alt articol foarte urât cu taxele de la Bălci. Din ce știe orice locuitor al municipiului Oltenița, în luna octombrie anului anterior, dumneavoastră, prin hotărâre de Consiliu Local, stabiliți toate taxele și impozitele locale care privesc Oltenița. Nu m-am băgat și n-am avut treabă de nicio culoare eu cu Bălciu. Asta mai mi-ar lipsi să mă ocup și de Bălciu. Deci, cum să vă spun, este multă, multă, multă mizerie și denaturare a adevărului. Eu sunt de acord că am multe păcate. Probabil. Dar scoate-le în relief pe cele care le am. Sunt convins că cei care promovează asemenea articole nu le convine nimic din tot ce se face. Nimic. Am să-mi pregătesc pentru luna noiembrie, probabil, un raport de activitate, dar vă spuneam în mare. Până astăzi, când vorbim, inclusiv 2015, avem 100.000 de metri pătrați de asfalt. Și acum mă asasinează Toșu Bice, cum îmi place mie să-i zic. Are din nou program cu hartă de plombări, sute de metri pătrați în tot orașul. Are de mă asasinează cu pinten, că puțin știți, pe o
pe tronsonul de la turn, de la Dunăre. Spre Dunăre. Cred că ați văzut ce se lucrează la cele trotuare, cum le facem și câte și câte. Și atunci când depunem atâta muncă, vine și se aruncă numai mizerii în cap, nu cred că se face bine. Și pentru că tot vreau să clarificăm niște lucruri, dar nu cu încrâncenare, nu cu ură, am citit și m-a amuzat un alt articol, e adevărat că nu-i semnat, dar și dacă era semnat, nu mă deranja. E vorba de hambarul animalelor de lângă bătrânul fluviu al Cătunului din Sud, de Sud. Aici am spune că e o poveste. Probabil că este o poveste inspirată din fabule, din ferma animalelor, al Orwell. Și avem aici un porc bătrân care conduce unicic. Mai avem un mistreț, un porc mistreț, care ajută. Avem scroafa munteanca Luiza. Avem o capră. Popica Cristal. Nu vă gândiți că nu are nicio legătură cu persoanele care le cunoaște sau ar fi pe aici pe lângă noi. Mai avem, că de aici e riposta mea, că n-aș fi riposta niciodată pentru niciun pamflet, pentru nimic. E vorba de o gâscă leșească din rasa mușatină. Această gâscă leșească din rasa mușatină, care e o intelectuală totuși și nu văd, spune cel care a scris sau cea care a scris, ce caută lângă celelalte animale, împreună cu scroapa, capra și cu ce e mai e pe acolo, și-au făcut un scop în viață din călăreală. Călăreala, cred că știți dumneavoastră ce înseamnă. Cine a făcut? Dar călăreala are un scop bine definit. Această călăreală, domnul Dragon, sper să filmați tot, da? Această călăreală are un scop extraordinar de bine definit. Să procreeze. Pentru că purceii, urând mirositori și pestilențiani și toate nenorocirile, vor trebui să preia moștenirea socialistă. Cu toată bunăvoința și cu tot dragul, vă rog să-mi permite să-mi aduc și eu un aport la această fabulă, la această poveste. Mie mi se pare incompletă. După cum ați observat, scroafa, capra, gâsca. Dar aici am o poză care m-a inspirat. Capra călărește o vacă. Din această poveste lipsește vaca nimfomană. Vaca prostituată a staurului, care la tinerețe a practicat călărea de amorul artei, uneori e adevărat, a practicat-o și cu taurul comunal. De ce să nu facem un... Dar aici ce scrie munteanca lui, păi să-i dăm și o denumire acestei vaci. Eu, ca să nu fie nicio legătură cu persoanele în viață, de față sau mai știu unde, zic să o numim Gaura Sugeanu. Adică să nu facem nicio trimitere la cei pe care îi cunoaște sau ar putea să ne dea în judecată. Că de-aia e scrisă cu munteanca, cu leșească, cu cai bălțați. Mai avem personaje aici. Dacă vreți, vă pot descrie și pe țapul bătrân. Și tot așa. Dacă cineva crede că sub masca, eu știu, autorul anonim, nu anonim, a inocenței d-astea tâmpite, prost înțelese, poate ataca la nesfârșit, eu, după 3 ani, le-am spus tuturor
celor atacați să riposteze. Nu se mai poate. Până când bătaie de joc? E adevărat, Baca e mai solidă, mai mare, mai lăbărțată, mai... Asta e. Dar probabil că și animalele astea mai mici ori avea posibilitatea să riposteze. Sper să fiu bineînțeles, nicio legătură cu persoanele cunoscute sau în viață, dar cred că merita să fie o formulă mai completă. Eu atât am vrut să vă comunic, nu uitați, 1 octombrie, nunta de aur, 4 octombrie, ziua recoltei. Și pe 5, să mergem și la mișcare. Păi întâi, da-i nunta de aur, pentru că e ziua internațională a persoanelor vârstnice. Da? Și în rest, în legătură cu banii cheltuiți de la primărie, nu există niciun leu cheltuit fără să avem în spate rapoarte de specialitate și tot ce înseamnă, cum să vă spun eu, încă suntem uneori, vrem să facem și ne potignim. Trebuie să vedem prevedere bugetară avem și iar o luăm de la capăt. Nu există ceva care să nu existe, să nu fie transparent. Iar n-am vrut în timpul ședinței să dau un răspuns lui Cristina. Toate sumele alocate la absolut toate școlile sunt în urma cerințelor profesorilor de acolo, iar anul ăsta cred că a venit și rândul profesorilor de sport care au cerut mereu să li se facă terenurile de sport. În plus, că așa are soartă liceul ăsta Nicolae Bălcescu, am reușit să aduc 2 miliarde și jumătate de la Consiliul Județean. Nu cred că este rău că am adus și de acolo o sumă de 2 miliarde și jumătate. Alea sunt sumele. Da, vă rog. Eu am terminat. 20 de secunde vă cer și eu ca primării. Așa cum și eu sunt postat peste tot, ca țapul care l-au vrea, cum o port, ministeri și așa mai departe, eu vă rog din tot sufletul, pe toți colegii, în mod sincer, să ne rugăm seara când ne purtăm pentru acel sau acea care îndrugă treburile astea, trebuie să fie o boală foarte grea, o schizofrenie fantastică, trebuie să fie oligofren, trebuie să fie ceva care trece cuvinte de indexul românesc. Da. Să ne rugăm să îl facă Dumnezeu bine și să-i dea minte, domnule, să apuce dracului de treabă, el sau ea, care o fi, individul care o fi, individul ăla care o fi și nu avea serviciu, o fi bai de mama lui, nu avea niciun fel de realizare în viață, să scrie și ce e frumos în orașul ăsta și ceea ce muncesc oamenii ăștia. Să-i dea Dumnezeu să ducă la Părintele Boca, la mormânt, să pună mâna pe mormânt, poate îl ajută cu ceva. Cine dau un domnul? A fost un domnul. Nici o legătură cu persoanele în viață sau ceva.